Bună tuturor și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi avem un nou video de care sunt foarte încântată și abia aștept să testez, pentru că, de fapt, oricum ați văzut în titlu, am cumpărat o nouă placă de păr! Sunt foarte entuziasmată, este prima mea placă fără fir. Eu, efectiv, nu știam că există placă fără fir. Nu știam! Ok, nu știam, pur și simplu. Bine, nici nu sunt foarte pasionată de partea asta părului, pentru că nu mă pricep deloc. Efectiv, am două mâini stângi. Nu știu nici măcar să-mi fac părul bucle cu placa. Habar nu am. Și oricum, sinceră să fiu, placa pe care eu o am în acest moment, o am, cred că, din liceu. Singurul lucru pe care știu să-l fac este să mă fac cu placa. Și nici ăla prea bine. Și atunci, cred că v-am mai povestit eu puțin prin... anul trecut, prin decembrie, habar n-am, am pus în coș această placă de păr atunci când am și găsit-o pentru prima oară și o găsisem la 700 de lei. Și am zis să o las în coș până mâine dimineață, adică până a doua zi, pentru că nu știam absolut nimic despre ea și voiam să citesc puțin înainte să o comand. Și a doua zi când am vrut să dau comanda era 800 de lei. Și pur și simplu m-am enervat și m-am supărat. Și pur și simplu nu am mai vrut să o comand, pentru că chiar le-am scris celor de la Babyliss, pentru că de acolo am cumpărat-o și mi-au zis că vor fi oferte. Și parcă totuși nu voiam să dau 800 de lei pe ea, dar ieri, alteri, acum două zile, mi-a apărut o ofertă de 50% ceva în genul acesta. O puteam cumpăra la 400 de lei. Și am zis, ok, ăsta e un semn, acum o cumpăr. Și am mai căutat eu puțin pe net și am mai găsit încă un cod de reducere de 10% și am cumpărat-o practic cu 60% reducere. Deci, efectiv, ăsta a fost un pur și simplu noroc și trebuia neapărat să o cumpăr. Până o să o prezint, o să mă dau cu spray de spray termic și mie îmi place ăsta de la Sios. Nu știu dacă și voi faceți asta, însă mie îmi place să-l aplic puțin înainte să aplic căldură pe păr, pentru că rămâne puțin umed. Și nu știu, nu vreau să se întâmple asta. Și mie mi se pare că mă ajută și să-mi descurc părul mai bine. Nu știu dacă e mintea mea, dar eu îl folosesc. Și miroase și super bine, era să uit. Și aici este cutia, superba cutie. Stați că arăt ciudat cu părul acesta. Nici măcar nu m-am pieptănat, vă spun foarte sincer, pentru că m-am spălat pe păr, m-am machiat și am zis că trebuie să fac acest video. Bun. Mă uitam să nu fie adresa mea pe aici. Asta e cutia, am desfăcut-o pentru că efectiv trebuia să mă uit neapărat. Dar nu m-am apropiat de placă, doar m-am uitat așa puțin, foarte, foarte puțin la ea. Și uitați-vă în ce cutie superbă, 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 divină a venit. Stați să văd cum o scot de aici. Și cam așa arată cutia, mie mi se pare superbă și da, cred că merită 800 de lei, apar nu am, dar da, este foarte drăguță. Și aici, stați să văd și cum vă arăt. Ta-da! Așa. Așa a venit împachetată. Bun. Și aici, sper că se vede, este placa. Stați să o scot, pentru că nu vreau să fac ceva rău pe aici. Așa. Și cred că undeva trebuie să aibă și ceva accesorii, pentru că se încarcă wireless și nu am găsit aici niciun încărcător. Stați să văd cum vă arăt. Așa, și presupun că sub această cutie ar trebui să aibă și un încărcător. Hai să văd. Și aici văd că are mai multe accesorii. O să le scot pe toate și apoi o să povestim despre fiecare. Are și acest, cum îi spune, pentru prizele din America sau din Anglia. Habar nu știu. Asta nu am nevoie, o să-l las aici în cutie. Și aici am și instrucțiuni, probabil, pentru că eu habar nu am cum se folosește. Vai, dar frumoasă este cutia asta. Este foarte frumoasă și nu știu dacă să-mi depozitez eu lucruri în ea. Habar nu am, o să mă gândesc. Eu oricum, nu știu dacă faceți și voi asta, dar în general păstrez cutiile chestiilor mai scumpe, pentru că, de exemplu, am o perie rotativă tot de la Babyliss, pe care cred că am folosit-o de maxim 10 ori. Dar am cutia și absolut tot la ea, pentru că, nu știu, dacă vreau să o vând, cred că puțin contează că am cutia, habar n-am.
nu știu, eu o păstrez. Și cred că o să o păstrez și pe asta, o duc undeva la mama sub pat, pentru că acolo am toate cutiile. Și da, nu vreau să o vând, dar cine știe, habar. Bun, și aceasta este superba placă. Trebuie să scare niște... să le scot pentru că poate o aprind și rămân astea pe ea. Trebuie să se miște. Asta trebuie să se întâmple? Nu știu exact. Poate nu. Așa. La prima vedere, dacă vreți să mă întrebați pe mine, cred că era mult mai bine dacă avea cumva, sau poate are și nu știu eu, să o blochez, să rămână așa închisă. Nu așa. Așa. Nu cred că are asta, nu știu. O să citesc și instrucțiunile oricum. Așa, asta e placa. Aici are și un suport super, super drăguț în care o putem depozita. Ia să vedem. Deci mi se pare foarte, foarte tare această idee. Super, așa. Aici am încărcătorul și asta pentru priză. Să văd cum. Așa sau invers? Așa că... așa, super, este așa. Și asta e de silicon. Ah, și cred că asta o blochează. Mă gândesc, o să vedem mai târziu. Și mai am chestia asta care nu știu ce este. Și asta e tot așa, protecție, nu știu, eventual acum când mă fac cu ea să nu o pun direct pe masă, presupun. Și înainte să o folosesc, o să citesc puțin din instrucțiuni, pentru că chiar nu știu cum se folosește. Bun, acum că am citit puțin instrucțiunile pentru a avea așa o idee despre cum ar trebui să o folosim, o să împieptăn părul. Bine, eu sper din suflet să fie puțin încărcată, nu m-am gândit la asta. Să vedem. Și din câte am văzut aici, trebuie să țin apăsat 2 secunde pe acest buton de aici. Se pare că nu are deloc baterie. Da. O să las puțin la încărcat și am revenit. Cred că am lăsat-o undeva la 20 de minute și sper eu să se fi încărcat. Cred că am lăsat undeva în jur de 20 de minute, dar nu mai am timp pentru că este foarte, dar foarte târziu, este, nu vă zic. Și văd aici că spune așa, dacă este roșu, are sub 30% baterie, dacă este portocaliu, are între 30 și 50%, dacă este galben, are între 50 și 85%, iar dacă este verde, între 85 și 100%. Haideți să vedem. Nu vrea? Deci nu vrea. Nu vrea. Deci nu pot să cred că m-am machiat degeaba, efectiv. Am mai las puțin la încărcat. Deci vreau să vă zic că între timp am filmat colecția mea de parfumuri, pentru că dacă aș fi stat să aștept să încarce placa, probabil aș fi adormit. Între timp o să mai aplic puțin spray din acesta de termic. Am lăsat-o la încărcat în jur de 2 ore, dar este adevărat că între timp m-am uitat mai bine pe instrucțiuni și am văzut că scrie pentru prima utilizare să o lăsăm la încărcat 3 ore. Nu am lăsat-o 3 ore, dar să vedem dacă funcționează, dar dacă nu funcționează nici acum o să mă pun să dorm, pentru că nu vreți să știți cât este ceasul. Bun, eu deja sunt pregătită. Acum să vedem dacă funcționează sau nu. Mă chiar o să-mi piept în părul mai bine. Acum să vedem. Deci, din câte am văzut, trebuie să ținem apăsat 2 secunde. Cred că e de bine.
Așa. Și scrie aici că ea se încălzește automat pe 160 de grade, parcă. Și are 3 trepte. Prima este 160 de grade, 180 și 200. Eu o să încerc prima oară cu 160 de grade. Iar acum, pentru că nu este intermitent acest verde, este gata de folosire. Și haideți să vedem ce facem. Bine, șuvița asta cred că e cam groasă. Țin să menționez că eu nu sunt expertă nici în a mă face cu placa. Haideți să vedem ce facem aici. Nu știu exact dacă să dau o treaptă mai mare. Adică la 180. Cred că arată ok. Doamne. Cred că arată ok. Pentru partea asta o să o fac cu 180 de grade. Să vedem. Bine, posibil oricum să o folosesc eu greșit, pentru că eu nu am nicio treabă cu coafatul părului, nu mă pricep deloc. Dar nu știu ce să zic. Sincer, eu cred că e ok. Chiar cred că este ok. În primul rând, nu mă trage de păr. Cealaltă placă pe care eu o am, bine, poate și pentru că este veche de 1000 de ani, dar, opa, nu ok. Mă trage de păr. Bine, pe aici o să rămână puțin ondulat, pentru că mie mi-e frică să mă apropii prea tare. Și parcă alunecă așa pe păr, nu știu cum să zic, e... Eu zic că e ok. Nu știu. O să fac tot părul și apoi mai vedem. Pentru ce am eu nevoie... E mai mult decât perfect. Mie chiar îmi place și îmi lasă așa părul cumva fin, nu știu. Super! Ok. Și eu de fiecare dată nu insist foarte tare în momentul în care îmi fac părul cu placa. Mi-l fac pe tot și abia apoi mai insist unde cred eu că am nevoie. Dar sunt mulțumită. A meritat să te încarc atât. Și așteptarea cumpăratului, să zic așa. Sunt curioasă dacă pot face și bucle cu ea. Bine, eu abia știu să-l îndrept, dar să-mi fac bucle. În fine, o să încerc într-o altă zi când sunt mai odihnită. Poate chiar mai târziu când mă trezesc, nu știu. Oricum, dacă mai doriți alte videoclipuri cu această placă, îmi puteți lăsa în comentarii. Iar eu o să mai exersez până atunci și vă mai arăt ce am învățat. Și cam atât momentan, pentru că nu mai am răbdare să-l fac, dar oricum am vrut doar să o testez în primul rând, nu am vrut în mod deosebit să stau să fac perfect totul. Bine, aș fi vrut să fac asta, doar că a trebuit să aștept 2 ore să se încarce și acum sunt obosită. În fine, da, aș fi putut face acest videoclip și mâine, doar că mai era reacția la fel. Așa că, da, în fine, o să-mi aplic și puțin ulei, foarte puțin, cam o picătură sau mai puțin de o picătură. Având în vedere că eu nu mă fac zilnic cu placa, pentru mine este o placă bună, chiar dacă durează foarte mult să se încarce. Încă un lucru ce am mai citit aici, am văzut că nu poate fi folosită atunci când este în priză, iar în momentul în care nu este folosită 5 minute, ar trebui să se oprească ea singură. Momentan văd că a ajuns la lumina galbenă. Asta înseamnă că ar avea, nu mai văd aici, între 85-50% parcă baterie. Oricum, nu vreau să o mai folosesc. O să o mai testez și mâine, vă dați seama, pentru că acum nu cred că mi-a luat 10 minute să-mi fac părul. Pentru că, da, vreau să mă pun să dorm și să mă demachez înainte. Și cam asta. Îmi puteți să în comentarii dacă voi ați testat-o și dacă vă place sau dacă vreți să vă cumpărați. Nu știu exact cât o să mai țin această reducere de pe site, dar aștept în comentarii părerile voastre și poate pe aici pe undeva mai am câte o șuviță creață ondulată.
Nu mai am răbdare. Am vrut doar să testez aici împreună cu voi și să vă spun părerea mea acum la cald, să spunem. Puteți da un like dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut, un comentariu cu orice alte videoclipuri ați vrea să mai vedeți. După cum am spus, am filmat și colecția de parfumuri, urmează să apară și aceea. Mă găsiți și pe Instagram, și pe TikTok, și pe Gmail, și pe Facebook. Și pe TikTok încerc să postez măcar un videoclip pe zi. Și momentan nu-mi iese, dar să mai vedem cât timp. Și pe Instagram încerc să postez destul de des, așa că dacă vreți să mă vedeți mai des, mă puteți urmări și acolo. Iar eu, până data viitoare, vă super pup!